Probabil că în cartea care, pe care mă pregătesc să o scriu acum, o să fie fundal COVID-ul. Pentru că el, eu am sperat, pare cinic, eu am sperat niște lucruri de la COVID care nu s-au întâmplat. Da. Am sperat, hai să zicem, mă rog, altă naivitate, degeaba am făcut 61 de ani, pentru că eu speram că totuși că această pandemie va pruncina niște lucruri care mi se par acum imorale, că se întâmplă peste tot în lume. E bine, nu s-a întâmplat, după cum ai văzut, ba din contră, au ieșit la lumină mizerii și mai multe. Da, da. Bun, ceea ce înseamnă, pe urmă am văzut că există și un serial pe nu știu care dintre canalele astea de documentare, catastrofe care au schimbat lumea. Uh-huh. Pe urmă, într-adevăr, dacă începi să te gândești și să-ți amintești cum a fost cu ciuma, cum a fost cu aia, cum a fost cu holera, cu gripa spaniolă, lucrurile, deci, nu, e o dorință noastră ca o mare zdruncinătură mondială să transforme lucrurile în bine. Uite că nu s-a transformat în binele pe care ni l-am fi dorit noi. Așa încât merită scris despre ce s-a întâmplat cu COVID-ul ăsta. Un lucru foarte mișto, iarăși, repet, cu cinismul, de tot cinismul de care sunt în stare să-l pun în dărătul acestei formulări. Când a început COVID-ul la noi și s-au golit magazinele, eu am râs de ai noștri, de români. E, n-au trecut decât două săptămâni până când am văzut că la Viena, Berlin, Londra, Italia, și peste tot. Da. Omul e aceea. Omul este același. Noi facem greșeala asta să ne considerăm pe noi, da, cimpanzii. Da, nu suntem. Uite, de care nici chiar eu nu scap după atâta vreme. Nu a fost o dovadă suplimentară că, de fapt, nu suntem tot doi ochi, două mâini, două picioare. Tot aia, mă rog, suntem oameni, punct. Dom'le, și ne intră în funcțiune chestia asta cu supraviețuirea, la revedere. Nu mai suntem doctori, nu mai suntem ziariști, nu mai suntem... Oricum, însă, au fost niște escalade, au fost niște minciuni care s-au vehiculat. E un fenomen interesant, ca să zic așa, care ne arată că la un moment dat nici nu-ți dai seama dacă mulți dintre cei care deveneau vehemenți cu anumite aspecte de siguranță proprie, ca să zic așa, nici nu te dai seama, bă, se joacă, ce vor să facă? Și am intrat și în conflict cu ei, în conflict, am intrat în controverse cu ei. Este un lucru însă care nu îmi dă pace și care spune așa, adică mie îmi spune așa, ok, eu vreau să fiu liber. Eu, Lorin Chirculescu, vreau să fiu liber. Ca să fiu liber, eu trebuie să... nu vreau să mă vaccinez. Bun, când se termină libertatea asta a mea față de propriul meu trup, raportat la trupurile din jur? Asta e o problemă pe care mi-o... E o problemă, dar răspunsul, nu știu, cel puțin pentru mine, este simplu, domne. Momentul în care îl pui în pericol. Eu așa cred. Așa zic și eu. Că e simplu. Nu, subscriu la treaba asta. Că dacă tu mă internezi pe mine, la tine în secții, și eu am, nu știu, domne, ce să am, o boală, nu știu, vărsat de vânt, nu știu, o boală. Tu mă internezi singur într-o rezervă, da, acolo, da? Păi, așa... Nu-i pui în pericol toată secția și pe tine, păi, și asistente și tot. Când avem tuberculoși, păi, că mai sunt mulți... Exact, uite. Ce faci cu ei? Du-l la salonul cu tare, avem un salon în sigur care îi izolăm. Îi izolați, da, bon, da. Ok. Deci, dar nici măcar nu e o filozofie, adică, mai doctor, a invoca dreptul libertății proprii în detrimentul libertății celorlalți. Măi, doctore, dar tu când ai dat examen de admitere, că eu dau exemplu ăsta, când am dat examen de admitere la școala militară, tu când ai dat examen de admitere la facultatea de medicină militară, tu ai fost discriminat. Pentru că ei ți-au făcut un control medical și au văzut că nu ești obez, că ești sănătos, că... Dom'le, dacă te găseau cu cocoașe sau cu un picior mai scurt, te respingeau, dom'le. Mă discriminau. Te discriminau. Da. Păi da, la fel și eu am fost discriminat când mi-am dus fetița la școală, că mi-au cerut fișa de vaccinare. Dom'le, mi se pare că e și prosteală multă, dom'le. Ne pierdem în niște distinții de-astea de... Îți mai spun un lucru. Chirurg fiind... Scopul tău fundamental este să nu-ți omori pacientul. Primul, da. Și din cauza asta sunt situații când, de frică să nu sângereze pacientul în post-operator, nu-i pun un fir pentru un vas mai mare. Îi pun două, trei, patru.
Ca să fii sigur, da. Ok. Da. Având în vedere că destul de mulți folosesc argumentul, băi, nu se știe, nu se știe, nu se știe. Frate, le-aș reaminti de pariul lui Pascal, cred că era, nu? Da, da. Bă, tată, mai bine okay, să... te costă atât de mult exact. Să porți o mască.